Capitolul 11. Catolici, greco-catolici, sectanți, legionari. Sectanții sunt prorocul mincinos. Catolici. Cu privire la biserica ortodoxă și cea catolică, părintele zicea că sunt două strane ale aceleiași biserici. Mai spunea despre biserici și mănăstiri că în vremurile din urmă se vor construi multe, dar nu se vor termina. Despre catolici a spus, biserica catolică este aproape fără greșeală. Eu eram catolică, dar părintele Arsenie avea un chip, o înfățișare, ceva aparte de lume și mi-a intrat la inimă. Nu pot sta fără fotografia lui. Nu m-am spovedit la părintele Arsenie, nu i-am cerut ajutorul niciodată, dar odată am vrut să fac un lucru rău și el m-a oprit. Când spunea predica, părea că îmi spune numai mie. Ziceam, Doamne, oare știe ce am eu în gând să fac? Am venit acasă plângând. Aveam de gând să fac o prostie, dar n-am mai făcut-o. Mă tot întrebam cine i-a spus și de unde știa ce am eu în gând să fac. A povestit Murar Maria de 77 de ani din Arpașul de Sus. Greco-catolicii. Aici, în Copăcel, copăcenii noștri nu știu mai nimic despre părintele Arsenie. În vremea aceea, Copăcelul era în marea majoritate greco-catolic și părintele nu primea pe greco-catolici și pe catolici. Zicea, mergeți la voi, la biserica voastră, la preoții voștri. Chiar dacă oamenii se duceau de dragul lui, părintelui nu puteai să-i spui că ești altceva decât ești, că te știa cine ești. În 48, când a fost revenirea greco-catolicilor la ortodoxie, părintele a fost trimis la Alba Iulia. Acolo, în biserica aceea unde erau adunați și catolicii și ortodoxii, el a fost trimis ca delegat de la Sibiu. S-a încins acolo o ceartă, de nu se mai înțelegea om cu om. Ai noștri ortodoxii căutau să-i lămurească, ceilalți se opuneau și, bineînțeles, a ieșit un scandal mare în biserică. Părintele parcă nu avea niciun cuvânt să-i lămurească. A ieșit afară din biserică și nu departe era o pădure. Și-a chemat lupii din pădure și a început să-i mângâie, așa cum Daniel îi mângâia pe lei. Și cineva a zis, măi, părintele ăsta Arsenie a chemat lupii din pădure, ia vedeți ce face acolo. Și când au ieșit din biserică a început să-i mângâie și a zis, măi, și cu lupii ăștia mă înțeleg, numai cu voi nu mă pot înțelege. Și din clipa aceea imediat s-a schimbat atmosfera. Părintele și-a spus cuvântul și revenirea n-a mai fost cu probleme. A povestit preotul Ioan Ciungara din Copăcel. Erau greco-catolici atunci, dar care simțeau ortodox. Foarte multă lume din sat de aici mergea acolo la mănăstire pentru că era ortodoxă. La început nu i-a primit la împărtășanie pe greco-catolici, dar le-a dat binecuvântarea ca să meargă să ceară aprobare de la vlădică, de la episcop, ca să fie împărtășiți. Și a venit mitropolitul Bălan și a spus că se pot spovedi și împărtăși. Sectanții. Zicea să nu ne prindem mintea cu sectanții, pentru că nu putem să reușim cu ei, căci sunt atât de înrăiți încât mie au sărit și mi-au rupt cartea. Părintele a hotărât să le argumenteze din Biblie și ei, dacă au văzut că nu pot să-i răspundă, au sărit să rupă cartea. Pocăiților le spunea că dacă nu cred în Iisus Hristos, în Maica Domnului și în Sfânta Cruce, vor merge în iad cu Biblia în mână. Părintele Arsenie zicea, sectele sunt prorocul mincinos. Despre sectari ne-a zis să nu ne legăm, să-i lăsăm în pace, că vor da socoteală. Niște oameni din Viștea l-au invitat pe părintele să facă vecernia în Viștea de Sus. Erau mulți sectari acolo. Când a ajuns acolo, părintele a zis, dar ce văd aici? O mulțime de persoane care nu-și pot face Sfânta Cruce, să iasă toți afară. Încet, încet, deși se codeau, au ieșit. Le-a spus părintele, eu vă cunosc pe voi, căci aveți pecetea Satanei pe frunte și vă arăt cu degetul. După ce au ieșit toți, părintele și-a rostit cuvântul. Părintele Arsenie nu-i suferea pe pocăiți. Odată a stat mai mult de vorbă cu unul din ei și apoi ne-a spus. Câte i-am spus? Pe aici a intrat, pe aici a ieșit. N-a ținut nimic minte din toate ce i-am spus. Într-o zi de duminica ortodoxiei, părintele vorbea despre cruce, despre icoane și altele. Erau și doi pocăiți în acea mulțime venită din țara, toată țara, care spuneau că icoanele sunt chipuri cioplite și că e păcat să te închini lor. Erau departe de părintele, dar acesta a strigat, tu ăla de acolo, tași din gură că-ți cos gura cu drotul. Și a continuat a vorbi despre icoane. Aceia iar au comentat către ei, iar părintele a zis, mă, n-ați înțeles, vă cos gura cu drotul. Aceia au înțeles că despre ei era vorba și au plecat. Erau din Drăguș. Celor ce se uitau după ei le-a spus, nu vă mai uitați după ei, că și pe voi vă voi vedea în curând umblând pe alte cărări. Când părintele era încă la mănăstirea Sâmbăta, sora mea, Leana, vroia să se pocăiască. M-am dus la ea să o conving să vină măcar o dată la mănăstire, dar n-am reușit. I-am spus părintelui și mi-a zis să mă rog pentru ea. O să mă rog, dar rugați-vă și dumneavoastră, căci n-aș vrea să o văd la pocăiți. Dar a venit securitatea și l-a luat pe părintele. Eram tare supărată.
Părintele însă nu m-a lăsat. Era un rece a doi bătrâni, soț și soție, cu numele Niculici. Bătrânul a fost nebun, dar părintele Arsenie l-a făcut sănătos. În fiecare duminică și sărbătoare, luau pe băiatul lor și mergeau cu căruța la mănăstire. Iar femeia a visat că s-a dus părintele Arsenie la ea și i-a zis: Marie, să te duci la sora Leana lui Comșa din Recea și la sora Victoria lui Floca, să le chem la mănăstire. Și s-a dus și le-a spus că duminică ei merg la mănăstire și se aștepte în capul drumului să ia cu ei în căruță, că așa a spus părintele Arsenie. Victoria n-a venit în acea duminică, ci mai târziu. Sora Leana însă s-a dus și, deși nu era părintele Arsenie acolo, așa o dragoste a prins de mănăstire că mergea mereu. A fost și la biserica din Drăgănescu. Nu-l cunoaștea pe părintele, iar părintele nu mai lăsa pe nimeni să vină din cauza securității. Dar când a ajuns acolo, chiar părintele a deschis ușa și i-a zis: Hai, sora Leana, în biserică! Și a stat de vorbă cu ea. A devenit sora Leana foarte credincioasă, ținea toate posturile și nu lipsea de la biserică în nicio duminică și sărbătoare. Era cu frică de păcat și se ruga pentru fetele ei. Era prezentă oricând era ceva de făcut pentru biserică. Le-a întors și pe pocăite care, deși nu merg la biserică, nu mai merg nici la pocăiți. Au murit la 88 de ani. Era la noi unul Toader, căruia părintele i-a zis că are în pod niște cărți de la pocăiți și să le dea jos să le distrugă. Toader a recunoscut că are într-adevăr aruncate prin pod acele cărți. Apoi părintele i-a zis că drept răsplată că l-a scăpat de acele cărți, să-l ducă duminica la mănăstire pe vecinul lui Gheorghe. Acesta era un om gras care mereu spunea că el este un om tare puternic. Cu greu a reușit Toader să-l ducă pe Gheorghe la mănăstire. După liturghie, părintele a ieșit din biserică și i-a luat pe cei doi, ducându-i spre lacuri, până au ajuns lângă un bolovan rotund, foarte mare, și a spus lui Gheorghe să-l ridice. N-a reușit nici împreună cu Toader, nici măcar să-l miște puțin din loc. Păi întoarce-l, măi, dacă ești așa de tare, zice părintele. Apoi s-a plecat și l-a întors el. Lui Gheorghe i s-a făcut frică când a văzut. În primul rând să te rogi la Dumnezeu și să nu spui că ești tare, i-a zis părintele. Să ai credință tare. Legionarii. Eu am fost martor cum părintele Arsenie le transmitea și le dădea traistele acelea pline cu alimente pentru cei din munți. Am asistat la convorbirile de pe malul lacului dintre părintele Arsenie și cei parașutați prin anii aceia din Germania, care veneau să organizeze rezistența românească. Cred că printre ei era și Vică Negulescu, cel care a scris de curând o carte și nu spune că părintele Arsenie era legionar cumva. Nu. El o făcea în numele credinței creștine și în numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutați. Din amintirile mitropolitului Antonie Plămădeală, București 99. Odată a venit la părintele un partizan dintre aceia care au opus rezistență comunismului în munți și a spus părintelui: Părinte, ce să fac? Să mă duc cu pușca în munți sau nu? La care părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme, ori cu pușca, ori cu crucea. Le da sfaturi la tineri să se ducă să-și facă datoria pe front. Partizanilor care s-au împotrivit regimului comunist le spunea însă că nu puteau să fie și cu crucea și cu arma în mână. Ei erau și cu Dumnezeu, dar erau și cu arma. Unii ascultau, alții nu ascultau. Despre legionari spunea că sunt oameni credincioși, dar prea se jură. Acesta era salutul lor: jur. Juratul este un păcat. Cunosc pe cineva care s-a dus la părintele să-i dea binecuvântare să meargă în munți și părintele a spus: nu lupta cu două arme, ori cu pușca, ori cu crucea. Și-a lăsat acela crucea și s-a dus în munți, a povestit preot Ioan Sabou, de 89 de ani. Sfaturi și îndemnuri ale părintelui Arsenie. Numai sila unei prigoane peste tot pământul împotriva creștinilor îi va hotărâ să lase la o parte orice vrajbă confesională și să fie una cum a fost la început. Nu vor scăpa de sub tăvălugul urgiilor istoriei până nu vor veni și la mintea aceea să asculte și să împlinească, măcar la sfârșit, rugămintea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. Poate că în vremile acelea abia vor mai fi creștini, dar oricât vor rămâne, aceea trebuie să treacă peste ceea ce ar fi fost foarte bine să treacă creștinătatea vremii noastre și să fie una. Primejdea comună s-a arătat în lume. Unirea creștinătății întârzie, Doamne, până când? Între catolici și ortodoxi, deosebirile nu sunt esențiale. Se vorbește de unirea bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La sobornicitatea bisericii, dracii nu au putere asupra creștinului ortodox, botezat după rânduială, în biserică. Botezul pocăiților de tot felul este lepădare de primul botez, drept, și e păcat. Nu da cu bâta în viespile sectare. Ba unii vor ajunge ca cu ajutorul demonilor, luându-se după amăgiri satanice, să pogoare chiar foc din cer amăgind chiar și pe sfinții adevărați.
Aceștia sunt mucării de azi, din mijlocul vostru, adică sectarii, care, atunci când vor fi lepădați de dreptul judecător, vor zice: Doamne, nu am făcut minuni în numele Tău? Nu ne-am închinat noi Ție? La toate acestea, Dumnezeu le va răspunde: Duceți-vă de la mine, blestemaților, fiindcă nu vă cunosc pe voi.